Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi venim înaintea noastră cu o carte din colecția manuscrisă a editurii Herald, cartea lui Ioan Botezătorul, Viața și învățăturile gnostice, o carte în traducerea doamnei Monica Medeleanu, o carte, spun eu, foarte importantă în această frumoasă colecție, colecția manuscris, și alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea. Textele sacre ale mandenilor par să fi fost scrise și codificate în mare parte în secolul 8 după Hristos, când aceștia au fost nevoiți să demonstreze arabilor că sunt oameni ai cărții, la fel ca iudeii și creștinii. Denumirea de mandean derivă din termenul aramaic manda, care înseamnă cunoaștere, mandenii fiind oamenii conștiinței, ai gnozei. Iată, domnule profesor, o carte, aș putea spune o carte mult așteptată, o carte frumoasă, despre un personaj, am mai discutat noi și în alte rânduri, despre un personaj cu totul și cu totul remarcabil. Da, este o carte, aș spune eu, unică în seria cărților gnostice și nu numai. În tot ce înseamnă scriere sacră, indiferent de faptul că este sau nu un text liturgic sau neliturgic și așa mai departe, în orice caz, este o carte cu totul specială pentru că, în primul rând, limbajul ei este cu totul deosebit față de tot ce am cunoscut până acum în această serie. Sigur că și, ca să spun așa, personajul principal este cu totul deosebit, și anume fie vorba de Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul, trebuie să uităm în primul rând că este cel mai mare proroc din Vechiul Testament și cel mai nou proroc din Vechiul Testament. Un lucru extrem de important este acela că el face legătura între legea veche și legea nouă, între Vechiul Testament și Noul Testament. Lucrul este de departe foarte important, pentru că, într-un fel și în cea mai mare măsură, în același timp, el este cel care consfințește apariția legii noi. Din partea, aș spune eu, ierarhiei spirituale din acel moment, pentru că apărând, manifestându-se Iisus Hristos, el împlinește, așa cum spune și textul evanghelic, el împlinește legea. Ce înseamnă a împlini legea? A împlini legea înseamnă a o desăvârși, adică, pe de o parte, legea veche se acordează cu noile condiții ale umanității, în al doilea rând, se dă un nou curs înțelepciunii eterne, o nouă formă. Unul din evenimentele cele mai importante, reamintesc, este botezul Domnului, botezul Domnului Iisus Hristos. Când bine știm că Sfântul Ioan Botezătorul îi spune că el ar trebui să îl boteze pe Ioan, nu Ioan pe el. Ori aici este vorba de altceva. Este vorba de faptul că trebuie instituită această formă specială de consacrare care are un anume tipar, are o anume formă. Iar Domnul Iisus Hristos, chiar fiind Fiul lui Dumnezeu, el nu poate încălca, el trebuie să o împlinească. Ioan Botezătorul este o figură cu totul excepțională, spunem. În primul rând pentru că el cumulează înțelepciunea Torei. Așa ni se spune, în, de exemplu, în Evanghelie, dar și în Coran îl găsim. Nu trebuie să uităm că este personajul, poate, sfântul, funcțiunea personificată, aproape comună, ca și Sfânta Fecioară, și în creștinismul și face legătura între creștinism și islam. Să nu uităm, capul Sfântului Ioan Botezătorul se află la
moschea Omeiadă Mare din Damasc și este obiect de pelerinaj, este ținta pelerinajului continuu zi și noapte de atâta timp. Deci este un personaj, aș spune eu, iertat în fie exprimarea profană, așa, extrem de important în islam. Numele lui în arabă, Yahia, iarăși este foarte important, pentru că înseamnă în traducere cel care dă viață, cel care revivifică. Ori nu trebuie să uităm că Domnul Iisus îi spune despre el, da, că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Vă dați seama, dacă din partea Fiului lui Dumnezeu îi se recunoaște o asemenea funcțiune și un asemenea statut, o asemenea legitimitate, vă dați seama cât de important este. Din multe puncte de vedere este foarte important. În Evanghelie îl găsim în toate patru Evangheliile. Și la Matei, și la Marcu, și la Luca, și la Ioan. În Coran iarăși îl găsim, tot de patru ori îl găsim, în surata a treia al Imran, unde este vorba despre familia Sfintei Fecioare și despre mediu, ambianța spirituală și sacră divină, de altfel, din Evanghelie și din creștinism. După aia mai apare în surata 6, apare în surata 19, care se numește Mariam, și este vorba despre Sfânta Fecioară, foarte important, foarte important. Noi știm că Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut, practic, după cum spun cărțile sacre, cam cu 6 luni înaintea Domnului Iisus Hristos. Este înainte mergătorul din toate punctele de vedere. În predica lui continuă, pentru că el așa este perceput din afară, ca un predicator continuu al adevărului etern. Și aici o să venim noi la o altă problemă, aș spune eu, și mai importantă decât simpla circumstanțiere în creștinism sau în islam. În toată predica lui, acea voce care propovăduiește în pustie, pentru că era un pustiu, era un deșert, de ce? Datorită stării în care se afla umanitatea în momentul respectiv. Umanitatea în momentul în care apare Sfântul Ioan Botezătorul în lume, este într-un moment de foarte mare cumpănă. Ca și cum legea veche nu-și mai face efectul, trebuie să vină după economia sacră, după scenariul sacru, iertat în fie expresia, trebuie să apară Domnul Iisus Hristos și trebuie să-i se pregătească vasul acesta imens care este lumea. Ori asta face Sfântul Ioan Botezătorul. În Coran se mai spune de Sfântul Ioan Botezătorul că nimeni înaintea lui n-a purtat acest nume. Vă dați seama că asta are o semnificație simbolică. Nu este un nume înșghebat, ca să spun așa, sau creat atunci pe loc, ci vrea să atragă atenția asupra altceva. La ce dă viață? Dă viață comunității în general și umanității. În afară de aspectul special și tehnic al botezului pe care îl instituie. Și noi știm că la Mandeeni este foarte important botezul. Botezul este un ritual repetat. Deci nu este ca în creștinism, că nu se acordă decât o singură dată botezul. Este repetat. Ori asta ce poate să însemne? După mine, din punctul meu de vedere, sigur că nu poate să însemne decât că această legitimare a ființei umane se face în funcție de anumite faze ale vieții. Deci este un parcurs al vieții care este un suiș, dacă vreți. Este un urcuș. Este o desăvârșire interioară și, bineînțeles, și cu semnele exterioare adiacente. În sensul acesta, el este cel care instituie botezul. Are această funcțiune. Ori această funcțiune este o funcțiune strict inițiatică. În sensul tehnic al cuvântului. În sensul tehnic al cuvântului. Am o întrebare. Același rol foarte important l-a jucat Ioan Botezătorul. Bine, e firesc că cel mai important rol pe care l-a jucat în creștinism. Dar în egală măsură importanța care îi se acordă acestui personaj
este egală atât în islam, pentru că pomenează de câteva surate din Coran, unde este menționat, dar și în tradiția iudaică? Ce se întâmplă? Trebuie să... El nu este prezent în tradiția iudaică la modul acesta direct, cum să spun eu, cunoscut de toată lumea. Dar mari rabini vorbesc despre el, pentru că există profeție. Nu există nimic fără să apară în lume fără să fi fost profețit sau fără să fi fost anunțat, dacă vreți, ca eveniment foarte important. Însă nu se vorbește atât de mult despre el sau în mod deschis despre Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că el vine să închidă ciclul legii vechi pentru noua lume. Și atunci legea veche nu rămâne practic decât circumscrisă pentru evrei, pentru iudei. Deci, din punct de vedere al economiei sacre, n-am de ce să vorbească despre Sfântul Ioan Botezătorul. Înțelegeți? Iudeii n-au de ce să vorbească despre el. Pentru că el vine, închide și cu asta a terminat. Nu au. Pe lângă asta, starea în care se află la momentul respectiv Iudeea este o stare de mare criză. Nu atât o criză interioară religioasă, ci o criză de manifestare a cuvântului lui Dumnezeu, a Torei, și de asta se plâng și ultimii profeți ai lor, înainte de Sfântul Ioan Botezătorul. Acea voce care propovăduiește în deșert, tocmai asta vrea să arate, că lumea este la răscruce. Nu se vorbește, prin urmare, în iudaism prea mult despre Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că nu și are rostul să se vorbească despre el. El vine să încheie, până la urmă, un anume stadiu de, cum să spun, de caracter universal sau de caracter general al legii vechi, pentru că trebuie să apară legea nouă, care dă o altă dimensiune și dă o altă perspectivă și din punct de vedere sacru, dar și din punct de vedere uman. Aș vrea foarte puțin să menționăm, pentru că mi se pare important în economia discuției noastre, acel moment, poate unul dintre cele mai cunoscute, să spunem, momentul botezului, da, din apa Iordanului, din râul Iordan, da, în care Iisus vine conform unei legi care trebuie împlinită, unui soi de rânduiel, cum i-am mai spus noi, da? Vine ca să fie botezat, la care Ioan Botezătorul se miră: cum tu vii la mine ca să te botez eu? Da, este o recunoaștere. Acolo nu este vorba practic de un dialog, cum să vă spun, este ca un ritual, trebuie înțeles. Știți, într-un ritual sunt întrebări și răspunsuri din cei care participă, între cei care participă la un ritual, care n-au un caracter epic. Ele au un caracter de ritual pur și simplu. Adică se întreabă și se răspunde după o rânduială, cum ați spus, după un tipar. Aici e vorba de recunoaștere, în primul rând, că Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să fie cel care, din partea legii vechi, recunoaște pe cel care a venit să desăvârșească legea nouă. Și pentru asta îi spune că este superior lui, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, nu este numai un trimis. Pe când Domnul Iisus Hristos îi răspunde așa cum îi răspunde și până la urmă primește botezul de la el, pentru că trebuie să aibă și confirmarea legii vechi, acolo nu este o ruptură, nu este un siaj acolo, acolo este o continuitate și că există această continuitate între iudaism, creștin și islam. Uitați că am ajuns din nou la același lucru pe care l-am repetat de foarte multe ori, nu? Cu diferite ocazii. Este o dovadă vie a continuității între cele trei tradiții. Sfântul Ioan Botezătorul este o continuitate vie, așa cum este Sfânta Fecioară și cu Domnul Iisus, între creștinism și islam. Aici leagă de legea veche. Dar vreau să ajung aici la o chestiune foarte importantă, aș spune eu. Vedeți? Lucrul ăsta mă face să mă gândesc în mod special figura Sfântului Ioan Botezătorul. La faptul că funcțiunea lui este aceea de a le lega toate cele trei tradiții monoteiste, așa cum le numim noi de obicei, abrahamice,
și în același timp să le stabilească o punte de legitimitate cu tradiția primordială. Pentru că există această continuitate între cele trei tradiții. Dar nu trebuie să uităm nicio clipă că aceste trei tradiții nu sunt rupte de alte tradiții, așa cum iarăși noi am mai discutat de atâtea ori și pentru care, în sprijinul acestei idei, avem cele două colecții la editura Herald, Filosofia Perenii și Înțelepciunea Inimii, unde este limpede din toate cărțile care au fost publicate că această legătură între toate tradițiile, lucru de care vorbește pe larg René Guénon și pe care ni-l arată ca pe o realitate, pentru că, iarăși, trebuie să amintesc, René Guénon și în cărți, de mai multe ori, și în corespondență foarte des, face precizarea: eu nu spun nimic de la mine. Nu este opinia mea, nu este părerea mea, nu este concluzia la care eu am ajuns, ci este un adevăr pe care eu trebuie să-l spun. Aici este vorba de o misiune spirituală și e foarte important lucrul ăsta să-l înțelegem. Vedeți, Sfântul Ioan Botezătorul este această legătură cu tradiția primordială. Trece prin Avram, practic. Această tradiție primordială care se circumstanțiază în diferite tradiții, fie ele de consistență religioasă sau de tip religios, iudaismul, creștinismul, islamul, fie de consistență metafizică, cum sunt hinduismul, taoismul și confucianismul și cu celelalte variante ale budismului, care sunt unele mai importante poate decât altele, dar oricum extrem de interesante pentru felul cum evoluează și se mișcă lumea. Nu sunt rupte religiile, nu sunt rupte de tradițiile metafizice. Ele fac parte sau vin din același izvor, din aceeași sursă. Și pentru asta Sfântul Ioan Botezătorul este perceput și de alți spirituali din zona, de exemplu, tradiției hinduse, cum ar fi și Ramana Maharshi, care vorbește de Sfântul Ioan de două ori sau de trei ori, Ramakrishna, care a practicat, îi se spune că este ultimul mare sfânt, sau ultimul mare maestru spiritual din vremea noastră, care a practicat și islamul și creștinismul pentru a demonstra tocmai această legătură. Despre Sfântul Ioan Botezătorul trebuie spus următorul lucru. Ca o imagine a lui, numele lui evresc, nu? Era Iohanan ben Zacharia. Ori vedem că el apare unde se naște. El se naște din casta preoților, da? Zacharia era preot. El se naște din cum să spun, sau apare nu întâmplător tocmai aici. Tocmai aici apare. Spre deosebire de Domnul Iisus, unde el poate să apară oriunde ca fiul al lui Dumnezeu, pentru că apare oriunde acolo unde s-a curățat locul, unde s-a pregătit vasul și acel vas este Sfânta Fecioară, așa cum știm. Relația între Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Fecioară, după mine, este foarte importantă. Această relație este o relație între două funcțiuni spirituale care se caracterizează prin puritate absolută. Mai mult decât atât, este ca al doilea fiu al Sfintei Fecioare. De ce? Și sfârșitul lui este ca al Domnului Iisus. Este un sacrificiu. Și el suportă această violentă întrerupere a vieții pământești, nu? De data aceasta el printr-un act de așa samavolnic, i-aș zice, nu știu cum să-i spun, mi-e și greu să-l numesc, dar desigur după voia lui Dumnezeu. Adică atunci când noi vorbim de caracterul sacrificial al naturii umane, ne referim la amândoi. Se știe că Sfântul Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos sunt numiți în foarte multe tradiții secundare, să le numim frați de lapte, frați de sânge și așa mai departe. Nu numai pentru faptul că omenește, să zicem, ar fi rude, că nu asta este important, pentru că unul este Fiul lui Dumnezeu și atunci ruda lui e Dumnezeu direct. Nu? Dar este important totuși ca fapt. Iarăși, să nu uităm încă un lucru. În tradiția românească se păstrează
cu deosebită grijă și are o taină anume, nașterea Sfântului Ambotezător. Sunt zienele. Și o să vedeți de ce este important. Pentru că spune Vasile Lovinescu, sunt zienele cele mai bune, sunt zienele cele mai bune ele. Elele, știți ce sunt? Personaje mitologice, spunem noi, feminine. Ele reprezintă ceea ce în tradiția hindusă se numesc cele trei tendințe fundamentale pe care le are materia primă, primordială, prakriti, cele trei gunas. Pentru că cele trei ele la noi, Savatina, Rujalina și Margalina, reprezintă prin culorile lor, exact cum sunt și culorile hermetice, cele trei tendințe fundamentale prin care se desăvârșește manifestarea universală. Ori vedeți legătura între cel care dă viață, Iahia, Iohanan, Ioan, Botezător, și ele fac ca această zi de 24 iunie să fie numită ziua deschiderii cerului. Se deschid cerurile. Vă dați seama ce importanță deosebită are. Anul se mișcă din punct de vedere, sau curge vremuirea din punct de vedere sacru, între două deschideri mari ale cerului. Ca să vedeți ce importanță sunt Ioan Botezătorul. Adică între nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 24 iunie și 25 decembrie nașterea Domnului Iisus Hristos. Astea sunt cele două date extrem de importante. Spuneam la începutul discuției noastre că este importantă această carte și prin limbajul ei, prin limbajul folosit. O să vedem că acești mandeni sunt mai mult decât, nu sunt o simplă sectă, cum o numim de obicei, este ceva mult mai complicat. În primul rând pentru că se leagă într-un fel, primește și niște, sau are, prezintă niște influențe ale mazdeismului. Se vorbește de două aspecte, unul benefic și unul malefic, unul pozitiv și unul negativ al lui Dumnezeu. Ceea ce este important și ne aducem aminte de Ormuz și Ahriman, nu? Din mazdeism. Se vorbește în continuu de lumină. În continuu se vorbește de lumină. Formule sunt, textul cărții, Sidra Yahia, cum se numește, este plin de formule care este clar că, într-un fel sau altul, erau folosite ca formule sacre. Nu erau numai niște simple apelative. Când se vorbește de Yahia al nopții, Yahia al zilei, Yahia al înserării, al luminii, vedeți, totul este legat de lumină. Ori lumina, prin excelență, simbolizează cunoaștere. Pentru asta se și numesc frați cunoscători sau frați într-un gnosis, pentru că manda nu este altceva decât, în limba respectivă, dacă îl traducem în greacă, este gnosis, care este cunoașterea. Nu neapărat, e vorba de cunoașterea supremă, evident, de cunoașterea superioară. Vedeți câte legături sunt și pentru asta spun că deși cărțile au apărut de-abia în secolul 8 după Hristos, nu am niciun fel de dubiu că este vorba de grup sau grupuri, cum vreți să le numiți, care sunt cu mult mai vechi decât manifestarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Pentru că stilul în care este scris nu este un stil obișnuit pentru un text, i-am zice noi, sacru, așa cum suntem noi obișnuiți cu el. Este un text cu foarte, foarte multe, noi nu avem timp, dar lăsăm și plăcerea cititorului să le găsească. Sunt foarte multe trimiteri la ceea ce numim aspect ezoteric, la aspect inițiatic. Să vedeți că frazele, repetițiile au caracter de ritual inițiatic și nu un ceremonie sau nu o ceremonie sau un caracter ceremonial pur și simplu. Este o carte extrem de interesantă și extrem de instructivă pentru un aspect al creștinismului care de foarte multe ori a fost ignorat, și anume acest aspect ezoteric.
acest aspect ezoteric. Dacă se spune, chiar și în prefață se spune, că așa, în general, ei se consideră de fapt a fi spiritualii cei mai puri mandeenii. Pentru că spun că și Tora a falsificat și... Astea sunt niște, cum să vă spun, niște afirmații. Faptul că câteodată critică iudaismul sau Tora, critică creștinismul sau islamul sau îi critică pe toți ceilalți, cu o singură tendință o fac, și anume de a atrage atenția asupra purității spiritualității, că spiritualitatea autentică ea poate să îmbrace forme diferite și îmbracă forme diferite în funcție de conjuncturi și de condițiile istorice propriu-zise. Repet, este o carte foarte instructivă, în primul rând pentru limbajul respectiv, pentru limbajul în care se transmite cunoașterea și, iarăși aș spune, mare atenție la accentul care se pune pe lumină, pe cunoaștere și pe înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și cum se transmite în lume. Dragii noștri, așa cum vă spuneam la începutul discuției noastre, o noutate editorială pe care vă o recomandăm cu mare drag, cartea lui Ioan Botezătorul, Viața și învățăturile gnostice, o carte publicată în colecția Manuscris a editurii Herald. A fost alături de noi domnul profesor Teodor Ghiondea, căruia îi mulțumim foarte mult, ca de fiecare dată, iată, este alături de noi și, bineînțeles, de dumneavoastră, dragi cititori. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!